Text la context Înțelegerea Scripturii prin explicarea contextului istoric alături de domnul Vlad Tomoș, profesor de istorie. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii De la text la context. Astăzi vom vorbi despre ultima săptămână din viața Domnului Isus. Cei trei ani în care a arătat cum este Dumnezeu în realitate, trei ani de bunătate, minuni și învățătură uimitoare, au ajuns deodată la un punct culminant în ultima săptămână plină de acțiune. Isus i-a supărat pe liderii religioși prea des. Aceștia au complotat împotriva lor și s-au hotărât să se descotorosească de el. Cu toate acestea, tot ce s-a întâmplat în această săptămână finală, numită Săptămâna Patimilor în Biserica Creștină, a arătat că Isus a fost stăpân pe situație, în timp ce se apropia de celul său. Haideți să ne uităm împreună la ultima săptămână de vineri până sâmbătă. Vineri. Sosirea în Betania. Isus a ajuns în sătucul Betania și a poposit la prietenii lui, Lazar, Maria și Marta. Maria i-a uns picioarele cu un parfum scump, lucru pe care Iisus l-a văzut ca o pregătire pentru îngroparea sa, dar care i-a displăcut lui Iuda, considerându-l o risipă. Sâmbăta, zi de sabat, deși evangheliile nu dau amănunte, probabil că Iisus și-a petrecut ultimul sabat odihnindu-se în Betania. Duminică, Intrarea triumfală. Împrumutând un măgar din Betfage, localitatea învecinată, Isus a intrat călare în Ierusalim, unde mulțimile l-au primit ca pe un rege. Însă Isus a plâns pentru destinul tragic al Ierusalimului. Apoi, luni, are loc curățarea templului. Isus a întors din Betania, blestemând pe drum un smochin fără rod. S-a mâniat când a văzut curtea exterioară a templului plină de negustori și schimbători de bani. I-a dat afară și le-a răsturnat mesele. Marți și miercuri, învățătură. Întorcându-se în templu, Iisus i-a învățat pe toți cei dispuși să asculte în vreme ce liderii religioși l-au contestat. Mergând pe mutele măzlinilor, a vorbit despre distrugerea Ierusalimului și despre întoarcerea sa joi, are loc cina cea de taină și episodul din Ghețimani. După ce a spălat picioarele ucenicilor, Isus a sărbătorit Paștile cu o zi mai devreme, știind că a doua zi nu va mai fi în viață. Iuda a plecat să-l trădeze, în timp ce restul au plecat spre Ghețimani, unde Isus a prezis lepădarea lui Petru și s-a rugat în așteptarea arestării. Aș vrea să ne uităm la aceste episoade mai în detaliu. Dacă vorbim despre intrarea triumfală în Ierusalim, atmosfera era întotdeauna electrizantă când pelerinii vedeau Ierusalimul. Dar a fost și mai electrizantă în ziua în care Isus a intrat în oraș. Pentru a accentua diferențele dintre afirmațiile sale mesianice și așteptări, nu a călărit pe un cal, pe un animal de război care să arate intențiile sale războinice, ci pe un măgar, un animal din vreme de pace, un animal de povară, împlinind profeția lui Zaharia despre venirea Regelui Israelului, din Zaharia nouă cu nouă. Mulțimile fluturau crengi de palmier, un simbol al victoriei, întinzându-și mantile pe drum, întâmpinându-l pe cel care vine în numele Domnului și strigând o sana, adică mântuiește, numai că spre surprinderea lor. El n-a făcut decât să se uite în jur, înainte să se întoarcă în Betania. Apoi, curățarea templului. Luni, Isus i-a alungat pe negustorii din templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, spunând că au transformat o casă de rugăciune într-un cuib de tâlhar sau într-o peșteră de tâlhari. Prin asta, nu și-a arătat numai grija pentru neevrei, din moment ce era singura zonă unde se puteau ruga dar declara și că zilele templului erau numărate. Ioan prezintă o curățare a templului la începutul lucrării lui Isus. Iar unii cred că a schimbat în mod intenționat momentul acestui incident pentru a sublinia că judecata lui Dumnezeu intrase în acțiune încă de la începutul lucrării lui Mesia. Totuși, în cele două relatări există câteva detalii diferite, probabil sugerând descrierea a două incidente diferite. În definitiv, interesele duceau frecvent la repetarea acțiunilor ilegale și trecuseră trei ani, timp suficient pentru a se întoarce la vechile obiceiuri. Cina cea de taină era joi, 14 nisan, iar preoții sacrificaseră miei de paști, toată după amiază. Paștele trebuia sărbătorit a doua zi. Dar, fiindcă Isus știa că atunci nu va mai fi cu ei și întrucât pentru iudei fiecare zi se încheia la apus, l-a sărbătorit cu o seară înainte. Întâlnindu-se într-o cameră de la etaj, pe care o pregătise dinainte, el a spălat picioarele ucenicilor înainte de a sărbători Paștile cu ei. Paștile avea un rol central pentru identitatea evrească. Privia în urmă pentru a sărbători faptul că Dumnezeu eliberase Israelul din sclavia Egiptului, dar privia și înainte, așteptând ca El să-i salveze din nou, de data aceasta de romani. Însă era pe cale să dea un nou înțeles paștilor. La început totul a mers după vechile tradiții, numai că El a schimbat pe neașteptate cuvintele rostite peste pâine și vin. Punându-și trupul și sângele în centrul istoriei Israelului, afirmând astfel că El va aduce noul exod după care tânjise Israel. Dar nu va exista doar un nou exod, ci un nou legământ, a spus el, încheiat de El între Dumnezeu și oameni, care va aduce iertarea păcatelor. Atunci le-a spus Isus ucenicilor: Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea iar aceasta a devenit la scurt timp o parte esențială a închinării creștine, deși la început, în contextul unei mese, a fost rostit. Astăzi, creștinii încă se împărtășesc cu pâine și cu vin pentru a-și aminti de moartea lui Isus, cu toate că îi spun, în mai multe feluri, cina Domnului, frângerea pâinii, sfânta împărtășanie sau euharistie. În acest context are loc trădarea lui Iuda. Iuda căuta de câteva zile un moment prielnic, încă de la ungerea din Betania care îl înfuriase așa de tare, iar Isus îi cunoștea intențiile. Este greu de înțeles de ce l-a trădat pe Isus. Cu toate că unii sugerează că a încercat să-l forțeze mâna ca să acționeze împotriva romanilor, singura explicație psihologică pe care o oferă Evangheliile e că a făcut-o pentru bani, nimic mai mult. Nu că ar fi câștigat cine știe ce, căci 30 de arginți nu erau decât prețul unui sclav sau plata pentru patru luni de muncă. Mai târziu, chinuit de remușcări, a încercat să returneze banii. Dar când liderii religioși s-au spălat pe mâini de toată tărășenia, s-a sinucis. Dragii mei, supunerea față de Dumnezeu înseamnă să facem ce vrea El, nu ce vrem noi. Isus a exemplificat acest lucru în mod suprem în Ghețimani. Unde nu a fugit, ci a aștepta să fie arestat. Rugându-se pentru putere și dedicându-se din nou scopului tatălui său, mai presus de sentimente și mai presus de dorințele sale. Creștinii sunt chemați să-i urmeze exemplul, supunându-se lui Dumnezeu și unii altora. Dragi ascultători, până data viitoare, rămâneți în ucenicia Domnului Isus. Fiți binecuvântați! text la context. Înțelegerea Scripturii prin explicarea contextului istoric alături de domnul Vlad Tomoș, profesor de istorie.